A venit PS-ul! A venit PS-ul! Avem PS! Și acum facem un mic unboxing la PS aici. Hai să vedem cum e PS-ul. Așa. Bun. Deci eu încă nu sunt sigur dacă PS-ul e în cutie, pentru că, repet, mi se pare că am avut prea mult bulan cu ce am făcut și cum am făcut. Să deschide așa. Să vedem. Cutia arată frumos, nu? Se și deschide frumos. E greu. Deci eu cred că șansa lăsăm că e ceva aici. Asta e plasticul de deasupra. Nu se poate fără. Așa. Bun. One layer down. Așa. At the top here. No, aici e. Aici. Trebuie dat să așa. E în ambele părți. E în ambele părți, fac de tare. Face aici pe top, dacă vrei mai mult pe top. Deschide și mai bine. Așa, și zice aici să fac fix ce fac, adică să nu țin în picioare. Pa, pa. E ceva interesant acolo. Azi cu vin accesoriul la care ne uităm după, că la unboxing-uri arăți primul produs prima, nu? Așa. Hai să vedem. O, greu mai dau. Mamă, frate, cât un calculator de greu ești nebun. Am auzit că e greu, știu că e mare. But actually, putting your hands on it, holy shit, este? Zim că e un PS5 aici și mi-au dat un PS4. Poate ți-au dat o cărămidă. Poate mi-au dat un PS3 și un PS2 și au zis că e PS5. Are forma corectă totuși? Are. Look at it. It is so glossy. The glossiness. Să vedem. Just show me packaging. Dacă ținem picioare să... Vreau să-ți aduc o pernă să-l pui pe ea? Nu s-a atât de panicat și poți să-l țin în mână, adică... Oh, look at it! Oh, stai să nu-mi dau drumul. Oh, ce frumusețe! Oh. The PlayStation 5. Da, e beautiful, adică numai când îl vezi, uite cât de impunător e. Poți să-l iei așa din părți ca să nu pui mâna pe zona glossy, ceea ce îmi place. În părți nu e glossy ca să nu rămână amprente. Și mamă, și logo PlayStation aici. E un pic să se vadă un pic detaliu. Este super, este fix ce trebuie. În spate avem... În spate avem două USB-uri care sunt amândouă 3.0 după culoare. Cel puțin 3.0 Type-C n-o-s. Avem LAN-ul și HDMI-ul cum ne-am obișnuit. Aici sus văd că e ceva, dar o să mă uit mai atent review-uri. Și în față avem un USB Type-C ăsta. Da, super speed. Și ăsta este un USB cu charging clasic. Unitate optică, desigur. Arată bine, arată frumos. Bun, hai să ne uităm și la accesorii. Punem PlayStation-ul aia. Eu nici l-am văzut din față. Să vin aici să-l văd un pic din față. Da, arată frumos și din față. Bun. Hai să vedem accesorii. Frumos. Prin asta demonstrez unde stau, nici nu trebuie să zic în ce țară stau. Garanție. Safety guide. Nu-ți da în cap cu PlayStation-ul. Quick start guide. Bagă-l în priză. Ah, și avem aici, ar trebui să găsim... Da, corect. Păi nu-l pui ca plebo așa cum l-am pus eu. Îi montez în curs, în fund.
un suport, da? Să ne înțelegem. Pe aici o să vină cu o cheiță. Și asta o fi pentru controller? Să ai cable tie ceva. Cable management, cable, swag cable. HDMI. Am și eu. Și frumusețea care o să stea în mâinile noastre. Behold the DualSense controller. Elegant. Are o textură foarte frumoasă pe aici și nu știe foarte multă lume, dar textura nu este făcută doar cu puncte, dacă te uiți în foarte mare detaliu, este făcută cu triunghi, punct, cerc, X, adică butoanele lor. Ah, se simte bine. D-pad-ul îmi place că are butoanele independent, ceea ce nu avea PlayStation 3, o PlayStation 4 a avut. Și da, va trebui să-l încercăm ca lumea ca să ne dăm și noi seama dacă merge sau nu. A inclus băieții și un încărcător pentru controller. Foarte tare! Ah, cheița. Hai să vedem cum punem suportul înainte de toate. Dacă îl pui pe jos, cum îl pui? Cu asta în jos, nu? Adică gen așa. Da, corect. Sigla PlayStation în sus. Ha. Și aici știu că se bagă ăsta. Dar acum va trebui să mă uit la instruction guide. Am uitat că asta totuși se mișcă. Ce avem nevoie noi? Aha. Ok. Deci ca să-l pui dintr-o parte și după să-l întorci în mijloc. Mă bate! Aha, gata, am găsit! Și când întoarcem așa, există un loc aici ascuns unde găsim cheița magică. Care nu-mi dau seama cum dracu să scoate de aici. Dar nu o să fac video-ul ăsta ca să arăt cum se pune ăsta. Suportul made in China. Very nice. Și mulțumesc că ăsta a fost unboxing-ul. Trăiască PlayStation.